Bună seara, doamne domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov l-avem ca invitat pe părintele Dănuț Benga, protopopul Brașovului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ziua Sfinților 40 de mucenici. Ce înseamnă asta? În afară de ce știm noi, păcătoși ăștia, 40 de pahare, noi ne reducem la ce știm mai bine. Da, este vorba despre un episod relatat în viața bisericii în secolul al III-lea, când 40 de mucenici în Sevasta au fost martirizați pentru că mărturiseau credința în Hristos. Au fost aruncați într-un lac unde i-au ținut peste noapte, apa înghețată a fost foarte frig, doi dintre ei au ieșit și au venit doi dintre soldații care îi păzeau, văzând credința acestora, au renunțat la misiunea lor de pasnici și au intrat în locul celor doi care, aceștia doi au fost băgați apoi în apă caldă, sperând că așa se vor încălzi și vor scăpa. De fapt, au murit pentru că trecând de la rece. De la o temperatură, exact, da. Exact. Și se relatează tot în viața acestor sfinți mucenici, că era un tânăr pe nume Militon, care nu murise după ce le-au fost frânte florile picioarelor și mama lui, fiind și ea credincioasă, după ce toți au fost puși într-un car, ea îl ducea în brațe ca să ajungă și el cumva martirul lui Hristos. Sigur că și el a murit după aceea, dar fiind mai tânăr, probabil că organismul lui, exact, a fost mai rezistent. Vă ascultam acum în timp ce povesteați această, nici nu știu cum să o numesc, e o legendă, este o... Nu, este adevărat, un adevăr scris. Da, da, este... Bun. Există partea de credință aici, dar există și lucrurile științifice, apă rece, apă caldă, hipotermie, lovituri aplicate unor oameni. Lucrurile astea sunt scrise în Biblie, nu? Și nu, atunci, astea nu sunt în Biblie, nu, astea sunt în viețile martirilor, sunt niște martirologe, mărturii, scrieri din acele vremuri, exact, date de, făcute de cei care au rămas în viață și au scris, au relatat despre evenimentul respectiv. Martirologe se numesc, de la martiriu, da, logos, cuvânt, cuvânt despre martiri, s-ar traduce așa mai brut. Da, și acum mă gândeam la un aspect pe care unii cumva îl neagă, nu vor să-l accepte, dar din ambele tabere, și cei care sunt credincioși, dar și cei care, să zicem, sunt mai puțin credincioși, nu neapărat atei, da, poate mai puțin credincioși. Lucrurile astea firești, fizice ale vieții, se împletesc cumva cu credința și încercând să le iei separat, nu faci decât să greșești. Da, să știți că nu există o contradicție între știință și religie, să zicem așa. Dimpotrivă, există, știința vine să întărească, de fapt, niște lucruri pe care le-au experimentat sau le-a trăit biserica, dacă ne referim la modul general. De exemplu, iată, vă dau exemplul Mântuitorului. Da, el în Vinerea Patimilor a fost răstignit pe cruce. Bun, la un moment dat, când cei doi tâlhari de-a stânga și de-a dreapta au murit, au venit să le zdrobească florile picioarelor, pentru că aceștia nu murise și Mântuitorul murise. Și de ce este o moarte lentă? Demonstrată științific, curgerea aceasta de sânge. Și atunci vine la Mântuitorul și îl găsește mort. Da? Dar pentru ca să aibă certitudine, poate și din batjocură. Nu putem spune, este doar o presupunere. Unul dintre soldați l-a împuns cu lancia. Exact în dreapta, în partea de jos, da? Și îndată a curs sânge și apă. De fapt, se pare că Mântuitorul a murit dintr-un infart,
Da? A pleznit inima. Și atunci s-a adunat sângele în cavitatea toracică, hematiile sunt jos, da? Iar limfa este sus, este transparentă. Exact. Da? Și atunci și-a curs sânge și apă. Sigur că în vremea aceea cei care au relatat nu erau medici, cu siguranță. Dar au spus, când au văzut roșu, au zis că e sânge, iar când cealaltă, au văzut alb, au zis că este apă. Că da? E apă, exact. Da? Deci lucrurile acestea sunt, vine știința să spună cea, sau să confirme de fapt niște lucruri trăite în viața bisericii. Nu, nu venim să spunem altceva decât numai știința vine să confirme. Uitați, să vă dau un alt exemplu cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. El vorbea în secolul 6, începutul secolului 7, despre rațiunile din creație. Adică despre faptul că materia are inteligență. Iată, vine în secolul 21, sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, știința să confirme faptul acesta că materia este plină de inteligență. Da? Ori un sfânt părinte îl spunea acum 1000 și ceva de ani despre faptul că toată creația e plină de rațiuni și că și are izvorul în rațiunea supremă care este Logosul, adică Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Da? Foarte interesant. A, Logos, acum fac eu o corelație așa, Logos, cuvânt, cuvântul și lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul. Exact, da. Fiul, vedeți, totul Dumnezeu creează prin cuvânt, adică prin Fiul, care era Logosul, era cuvântul, în Duhul Sfânt. Da? Participă toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi la creație. Dar iată ce frumos, vedeți, și zice, și Dumnezeu a zis și s-a făcut. Adică prin cuvânt s-a realizat creația, da. Da, bă, la fel și Moise, nu? Dumnezeu i-a spus sau i-a transmis poruncile respective. Tablele pe care, legii, da, așa, da, este, exact. În care era un scrise, inscripționate cele 10 porunci, da. Suntem în postul Paștelui, vorbim despre, din multe puncte de vedere, am auzit și eu la alții, acum n-am stat neapărat să studiez, este postul cel mai aspru de peste an. Așa este, este postul cel mai aspru de peste an, dar să știți că dintr-un început el nu a fost atât de lung, a fost de câteva zile, după aceea o săptămână, și undeva de-abia prin secolul 4-5, din secolul 4, el devine un post mai lung, așa cum îl avem noi astăzi. De ce? Pentru că după 313, de fapt, în vremea împăratului Constantin, foarte mulți asociază cu anul în care împăratul Constantin a dat acel edict prin care recunoștea creștinismul, nu devenise religie de stat, de-abia în vremea împăratului Teodosie, undeva prin 380. Dar dăduse libertate creștinismului. Și atunci, pentru că în creștinism erau anumite facilități, să le zicem așa, de exemplu, dacă cineva făcea o crimă și ajungea pe teritoriul unei biserici, era absolvit de pedeapsă, pentru că se considera că îi părea rău pentru fapta lui și era primit. S-a dus să ceară iertare acolo, exact, unde... Exact, da. Da. Și atunci foarte mulți au venit la creștinism. Bun. Și atunci a slăbit cumva evlavia celor care făceau parte din biserică. Și atunci a părut cumva interesul ăsta... Da, poate, putem nu, face un fel de speculație. Da, dar regretele, da, sunt regrete, chiar și în cazul categoric unei crime acum. Nu, exact, să... da. Regrete, nu, dar regrete, unde vreau să ajung? Că acum introduce biserica instituția catehumenatului. Instituția aceasta catehumenatului, catehet, cel care învață. Da? Și aici veneau cei care doreau să vină la creștinism, urmau o perioadă de vreo 3 ani. În această perioadă de 3 ani învățau toate rânduielile, toate cele din viața bisericească. Ei, și la sfârșit era un fel de examen.
Și înainte de a fi primit în sânul bisericii, adică de a primi taina botezului, trebuia să urmeze o perioadă de pocăință și asceză de 40 de zile. Și în Duminica Învierii erau botezați. De aceea se numește Săptămâna Luminată după Înviere, pentru că aceștia, ce veneau la botez, toată săptămâna aceea umblau în niște haine albe. Adică cămașa, luminos, da. Exact, curățenia sufletului și a trupului. Ei, și atunci așa s-a născut și această perioadă de post de 40 de zile, ce se adaugă la Săptămâna Patimilor. El este un post aspru tocmai de aceea, pentru că cei care veneau la creștinism trebuia să urmeze această perioadă de penitență, de pocăință, de asceză, și era foarte aspră, așa cum Mântuitorul a postit 40 de zile înainte de a începe activitatea sa. De aceea este considerat cel mai aspru post, pe de o parte, dar pe de altă parte și pentru că ne pregătește pe noi, da, la capătul postului este ce? Săptămâna în care noi trăim sau retrăim patimile Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci apostol este și o împreună pătimire cu Hristos, cum spun teologii, teopatie. Adică prin asceza mea, prin asta, fac o împreună pătimire cu Hristos. De fapt, Hristos pătimește împreună cu noi și de aceea eu încerc, l-am model pe Hristos. Și atunci încerc și eu să mă nevoiesc cât pot de mult, cât mai aproape de cum a pătimit Hristos. Cele 40 de zile n-au legătură cu cei 40 de muncenici. Nu, n-au nicio legătură. Dar e o simplă întâmplare. Da, dacă luăm întâmplarea, întâmplarea, să știți că vine de la, foarte interesant, în templu. Adică în templu, în biserică se petrece, dar nu este o întâmplare, putem să o spunem providență, dar așa se întâmplă ea să fie totdeauna în 9 martie, pentru că 9 martie a avut loc martiriul acesta în cetatea Sevastiei. Săptămâna aceea, dinainte de Săptămâna Patimilor, nu? Da. Ea denumită? Sau Săptămâna Mare. Săptămâna Mare. Există oameni care în fiecare zi încearcă să îndepărteze din felul lor de a fi, să zicem, câte un viciu, un viciu care este sau care se regăsește între acele păcate, 10 sau câte sunt ele de căpătâi, să zicem, da, cele mai importante, dacă pot fi categorisite așa. Se numesc păcate capitale, capitale pentru, că, da, exact. Pentru că din ele izvorăsc alte păcate mai mici, știți? Dar ele sunt, dacă vreți, cauza din care se nasc altele, fii din păcatele acestea capitale. Acum, răutate, mândrie, dragostea de bani, da, de arginți, cum e ea denumită. Da, da. Și asta are iarăși multe conotații cu dragostea aceasta de bani. Cert este că Săptămâna Mare, fiecare zi, în fiecare zi, Evanghelia pune accentul pe aspectul negativ și unul pozitiv. Totdeauna și pocăința are un aspect pozitiv și unul negativ. De exemplu, iată, chiar prima zi se citește o evanghelie în care se pune accentul pe, auziți, pe Iosif cel cu bun chip. E vorba de Iosif, fiul lui Iacob, care îl preînchipuie pe Hristos, fiul cel blând, cu minte, ascultător, înțelept, da? Care n-a ieșit din cuvântul tatălui, așa cum și Iisus Hristos a fost ascultător față de tatăl până la moarte și încă moarte pe cruce, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar pe de altă parte ne vorbește, ne relatează Evanghelia despre pedepsirea smochinului neroditor. Este singurul caz în Evanghelie în care Mântuitorul pedepsește ceva. Foarte interesant, Sfântul Ioan. Cred că e o pedeapsă mai mult indirectă, ceva, da. Cum există proverbul ăsta la noi? Bați șaua ca să priceapă calul. Corect. Aici, de ce Mântuitorul mergea cu apostolii
și apostolilor li s-a făcut foame și smochinul e verde tot timpul și Mântuitorul i-a dus spre smochin din crezând dorința, că crezând sunt că sunt smochine. Fructe, și atunci da. Mântuitorul zice, în veci nu găsea, n-a găsit smochine și în veci să nu mai facă roade din tine. Și a doua zi s-a uscat. Arătăm prin aceasta, de fapt, sunt două aluzii aici. Una, o referire la Vechiul Testament, la poporul lui Israel care n-a dat rod, biserica stearpă, da? Și pe de altă parte, că iată, el este stăpân peste toată creația și că ar putea să facă și cu omul același lucru, dar pentru că îl iubește, nu face lucrul ăsta. Da, e... Cred că toate lucrurile astea ar putea fi studiate de noi, dar oare există o vârstă, acum mă gândesc, oare există o vârstă la care să începi să citești anumite lucruri, să începi să, să-ți faci timp să le analizezi, să le treci prin filtru propriu, poate chiar să vorbești cu cineva care se pricepe mult mai bine decât tine, să-ți explice niște acum, lucruri? Acum, lucrurile acestea, vedeți, în biserică se petrec. Da, prin predică, cateheză, de aceea este duhovnicul, atunci când omul are o nelămurire să meargă, să întrebe și să se sfătuiască. Nu, n-aș putea să spun că este o vârstă. De ce? Pentru că au fost cazuri în istorie în care am văzut cum de la o vârstă fragedă și-a asumat această viață și să-L urmeze pe Hristos. Dădeam cazul lui Militon, care era un tânăr, chiar copil era, iar pe de altă parte sunt oameni înaintați în vârstă și care nu... Deci nu putem spune că atunci sau atunci ar fi mai potrivit. Problema este totuși de fiecare dintre noi. Vedeți, noi suntem ca un fel de, ca un burete. Când e uscat, buretele ia vid și absorbe multă apă. Când e îmbibat cu apă, nu mai absorbe nimic. Depinde de mine cât de mult mă deschid, doresc să cunosc sau nu doresc. Aici apare această suficiență a noastră. Spune Mântuitorul frumos la un moment dat și asta este, cred că, cel mai lămuritor. Spune așa: cine vrea să-mi urmeze mie, cine vrea, de unde se vede că mântuirea nu este un act impus, este un act liber. Cine vrea să-mi urmeze mie, și acum urmează trei etape. 1. Să se lepede de sine. Să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Da? Ce înseamnă lepădarea de sine? Vedeți că în popor avem această expresie când omul e mândru, e plin de el. Plin de sine, da, corect. Ok. Bun. Un om care e plin de sine nu mai încape nimic în el. Corect? De ce? Pentru că el are această autosuficiență. Eu știu, eu cunosc și așa mai departe. Există chiar o istorioară foarte sugestivă, se spune despre un om care toată viața lui studiase astronomia, fizica, matematica, și ajunsese la o anumită vârstă în care spunea: eu nu mai am de la nimeni nimic de învățat. Și mă voi duce la un puznic să-mi spună ce mai am de făcut. Și ajunge el, găsește un puznic undeva într-o pădure și puznicul îi dă Sfânta Scriptură, zice: citește cartea aceasta din scoarță în scoarță și când consider că ai terminat-o, voi veni. Și lasă chilia lui. Bun, el rămâne acolo în chilia puznicului, dar puznicul îi mai atrage o atenție, îi spune așa: vezi că focul acesta, ai grijă să nu se stingă, pentru că nu mai ai cu ce să-l aprinzi. Bun, și el are grijă și de focul acela să nu se stingă, deci îi dă o grijă acestui... Ca un canon, așa. Ca un canon. Da, canonul de fapt nu e o pedeapsă, este un tratament, să știți. Foarte mulți îl percepem ca o pedeapsă, dar nu este. Păi nu, că să întrețină focul nu e o pedeapsă. Corect, e... da. Da.
De fapt, pentru el era foarte important dacă avea Putea foc. Putea să depindă supraviețuirea lui într-un loc pustiu. După un timp, prin locurile acelea trece o fetiță care era dintr-o familie cu mulți copii și care avea grijă de oile satului. Și era o vreme urâtă, burniță, nu știu ce, și vede ea că iese fum undeva în pădure, se îndreaptă acolo și era acest înțelept care el știa pe toate, le cunoștea fizician, pe toate. Fizician, matematician, exact. Astronom și așa mai departe. Da. Bate la chilia acestuia și îi cere să-i dea câțiva cărbuni ca să-și aprindă focul lângă boile unde avea ea grijă. La care acest atot știutor zice, dar n-am cum să știi, eu veghez zi și noapte să nu se stingă și n-am cum să-ți dau, că n-am nimic, nu am făraș, nu am... La care fetița ia un lemnișor, trage un pic de cenușe și pune pe podul palmei și după care trage 2-3 cărbuni pe cenușe. La care bătrânul, acest atot știutor, spune, credeam că nu mai am de la nimeni de învățat nimic, iată și de la un copil am de învățat. Deci, indiferent cât de mult aș ști, indiferent cât de mult aș cunoaște, de aș dobândi toată lumea aceasta, încă nu le-am dobândit pe toate, încă nu le știm pe toate. Și de aceea este foarte important să avem această înțelepciune de a-l asculta pe cel de lângă tine, chiar dacă tu crezi că știi ce-ți spune. De ce? Pentru că s-ar putea, în ceea ce spune, ceva. Să fie deosebit de ceea ce crezi tu. De ceea ce crezi tu. Și atunci să-ți fie de folos mai devreme sau mai târziu. Deci, vedeți, prima condiție ca să pot să asimilez sau să dobândesc ceea ce caut, cum spuneați, când e vârsta, n-aș putea să spun aceasta și cred că nimeni nu poate să spună lucrul ăsta, dar este important ca eu să am această deschidere, eu să mă golesc de mine, de eu-ul meu, de egoismul meu, de vanitatea mea și atunci vine și Hristos și umple el. E foarte interesant, spune Sfântul Nicolae Cabasila, un sfânt din secolul XIV, un laic, care ne-a lăsat una dintre cele mai frumoase comentarii la unul dintre cele mai frumoase comentarii la Sfânta Liturghie și spune el așa: golește-ți inima ca să vină Dumnezeu și să te umple el. Foarte frumos. Deci aici este problema noastră, știți? Noi avem impresia, n-am nevoie, nu am... Nu se știe când avem nevoie. Acum avem o perioadă în care ușor suntem puși la încercare. Coronavirusul ăsta, întreagă nebunie, oameni care unii poate chiar cred că le știu pe toate, nu știu, vin și spun niște lucruri care ne înspăimântă, alții pregătiți în domeniul. Noi, în fiecare zi acum văzusem niște statistici, pentru că până la urmă trebuie să ne bazăm pe ceva. Zilnic mor mii de oameni, zeci de mii de oameni pe pământ mor de foame. Alte câteva sute mii în fiecare zi mor din cauza gripei, de exemplu, gripa asta obișnuită de tip A, B și așa mai departe. Acum înțelegem și dorința autorităților de a limita anumite lucruri. Cum vede biserica ca și instituție acest aspect? Da, sigur, eu nu mă pot pronunța în numele bisericii. Biserica asta presupune întâlnirea tuturor ierarhilor, Sfântul Sinod și să se pronunțe. Ceea ce pot să vă spun este că e foarte important să ascultăm de oamenii competenți, adică de medici, pentru că noi avem această isterie de a le ști pe toate. De la internet ni se trage. De la internet, dar nu este, internetul nu este sursa cea mai credibilă, pentru că aici intră tot felul de știutori sau impostori. Să-mi iertați acest cuvânt care este dur, dar este aspru. Este
Bun, atunci. Mi-ai zis un preot să nu folosesc dur, apropo de post, să nu zici că e dur. Spune că este aspru. Aspru, e, bun. Da. De aceea sunt medici, dânsi știu foarte bine și e foarte important să ascultăm. Nu cred că mor mai mult decât mor în accidente, nu cred că mor mai mult decât mor tot la de... Da. Acum, sigur, este virusul are și el momentele lui și vremea asta este prielnică pentru că dacă ar fi fost geruri, atunci ar fi fost mult mai ușor de distrus. Însă, dacă era foarte cald, iarăși nu se întâmpla. Da, repet, asta este treaba medicilor, nu sunt eu în măsură să dau explicații. Cert este că trebuie să avem fiecare o decență. Decența aceasta ce presupune? Presupune așa, am semne de răceală, de răceală, nu de gripă, da? Dacă, când am de gripă, clar că trebuie să stau cu minte, consult medicul, rămân izolat acasă și așa mai departe și în momentul în care a trecut perioada de incubație de cam 14 zile, atunci și analizele nu mai ies... Ok, dar trebuie să fim un pic mai, cum să zic, mai așezați, să nu cădem în isteria aceasta și să este normal ca autoritățile să ia măsuri din acestea de precauție. Da, haideți să ne spălăm pe mâini, să fim, să evităm locurile aglomerate cât este cu putință. Dacă sunt bolnav, dacă nu sunt bolnav, dacă nu am manifestări de astea de gripă, răceală... Pot să fac, da. Mulțumim frumos, părinte, pentru participarea la emisiune și pentru lucrurile pe care ne le-ați povestit. Buretele acelea de care povestea la un moment dat părintele Protopop, adică noi, de fapt, noi suntem bureți ăștia, putem din când în când eventual să-i mai stoarcem. Ca să putem acumula mai mult. Da. Mulțumim frumos, doamne, domnișoarelor, domnilor. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.